din 25 ianuarie 2018, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară ora 10. Înainte de a intra în ordinea de zi, domnilor consilieri, vă informez că cele 3 luni ale domnului Clopotare au expirat și vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui nou președinte de ședință. Domnul Boboc, pe cine propuneți? Propun ca pe următoarele 3 luni președinte de ședință să fie domnul consilier Covaci Florin. Dacă mai avem și alte propuneri. Dacă nu mai sunt și alte propuneri, vă rog să supuneți spre aprobare. Supun spre aprobare propunerea făcută de domnul Boboc. Deci se aprobă cu număr de 7 și consilieri. Da, din consultarea comisiei de prezentă, rezultă că din cei 17 consilieri sunt prezenți toți. Domnul președinte, vă rog să supuneți spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Da, supunem la vot. Care a fost transmis odată cu procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Da. Invită domnul primar să prezinte ordinea de zi a ședinței pentru astăzi, cu suplimentarea unui punct care va fost pus la dispoziție înainte de ședință. Bună ziua și bine ați venit la ședința din data din 30 ianuarie 2018, ora 10, cu cele 12 puncte pe ordinea de zi și, dacă sunteți de acord, încă un punct în regim de urgență care a fost trimis de către Prefectura Județului Bacău și vă supun spre analiză și aprobare la încheierea celor 12 puncte. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și suplimentarea ordinei de zi cu un singur punct. Da, s-a votat cu număr de 17 consilieri. Da. Da. Da, trecem. Da, spuneți. Da, trecem la punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări în interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2018. Domnule primar, doamna viceprimar va prezenta proiectul de hotărâre. Da, așa cum știți, în începutul fiecărui an vă propun spre analiză și aprobare un plan anual de acțiuni și lucrări de interes local, întocmit în baza prevederilor articolului 6, aliniatul 7-9 din legea 416/2001 privind venitul minim garantat. La baza realizării acestui plan a stat o analiză reală a acțiunilor prioritare diverse, dezăpezire zone de interes local și spații aparținând domeniului public, curățări rigole DN12A, zonele subhuitoare, Pantă Hârbeanu, curățare și măturare spații pietonale, zone accesibile târgului săptămânal Dofteana, prăștire manuală materiale antiderapant, curățare și ecologizare spații diverse, șanțuri, rigole, piața săptămânală, centru civic, colectare peturi, hârtii și deșeuri diverse, ecologizare maluri cu râul și râul Trotuș, decolmatare maluri, plantare pom și flori în parcul de agrement Dofteana și în curtea interioară a primăriei Dofteana, prășit flori și decoprășit brazi din interiorul, din exteriorul parcului de agrement Dofteana, cosi spațiile verzi, curte interioară, primărie, parc de agrement, DN12, tăiat vegetație uscată, curățat copaci și mențiunea că acest plan de acțiune local pe care îl aveți în față în mapa pe care ați primit-o poate surveni modificări în funcție de eventuale probleme care pot apărea. Doamne ferește, o zăpadă mai mare, inundații și atunci aceste, tot planul de acțiune pe luna aferentă se schimbă. Toate aceste lucrări sunt defalcate pe luni, pe cele 12 luni. Astăzi, beneficiarii sunt cei de la 416 și, după cum observați, acești beneficiari nu primesc acea indemnizație degeaba, sunt puși la muncă, îi vedeți la începutul fiecărei luni, în funcție de numărul de ore pe care îl au, în funcție de ancheta socială, de la 13 ore până la 72 de ore, în care are ultimul cel mai mare. Deci, fluctuația 13-72 de ore. Da. Discuții pe seama acestui proiect. Avizul Comisiei Juridice. Aviz aprobat. Eu votul pentru. Da. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 2.
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a casei satului Cucuieți, conform regulamentului aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 23 din 2014. Domnule primar. Da. Vreau să vă întreb dacă ați avut discuție cu privire la acest proiect de hotărâre în Comisia de Specialitate. Da. Da. Aș vrea să știu rezultatul. Comisia juridică a dat aviz favorabil, 5 voturi pentru. Da. Am văzut că este propunerea a fost făcută de un evaluator autorizat, s-a stabilit prețul de 0,7 euro, prețul de plecare 0,7 euro pe metru pătrat. Deci toată comisia și a fost aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Da. Vă dau citire încă o dată. Se propune închirierea prin licitație publică a casei satului Cucuieți, cu respectarea prevederilor regulamentului aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 23 din 2014. Articolul numărul 2. Se propune prețul de pornire la licitație publică de 0,7 euro pe metru pătrat, conform raportului de evaluare numărul 18547 din 29 decembrie 2017. Se propune întocmirea documentației de atribuire, caiet de sarcini, formularul de ofertă și modelul contractului de închiriere prin grija compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Dofteana, Biroul Management Proiecte. Contractul de închiriere va respecta prevederile contractului cadru prevăzut în anexa numărul 2 la hotărârea Consiliului Local numărul 23 pe 2014. Prezentul proiect de hotărâre se va comunica prin grija secretarului Comunei Dofteana consilierilor locali. Deci, în urma unui raport de evaluare și expertiză, s-a stabilit valoarea de 0,7 euro pe metru pătrat. Această valoare nu este bătută în cuie deoarece licitația va avea loc conform regulamentului și va pleca de la 0,7 euro. Prețul de pornire, da. Da. Un regulament cadru pe care dumneavoastră l-ați aprobat, cei care erau consilieri la acel moment, pe 21.02.2014, scrie destul de clar, licitațiile publice, în vederea închirierii bunurilor, proprietate publică sau privată a comunei, precum și felul acestora, deschise prin licitație sau prin ofertă sigilată în plic cu strigare. Acum, dumneavoastră, vă rog să stabiliți prin cele două criterii, așa cum ați stabilit și ați votat în anul 2014, dacă licitația va fi și va avea loc cu ofertă în plic sau cu strigare. Din cele două, dumneavoastră trebuie să aprobați una care se va proceda conform aprobării pe care o dați dumneavoastră. Ori în ofertă în plic, sigilat, sau dacă nu, prin strigare, în baza legii. Deci v-am explicat ca să știți ce votați dumneavoastră. N-aș vrea șovăieri, vă rog frumos, domnul Mărini, dacă aveți un punct de vedere cu privire la acest proiect. Nu vreau pe strigare, ca să știi totul. Asta este propunerea dumneavoastră. Bun. Înainte de a ajunge la vot, vreau să vă dau o explicație. Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de astăzi a fost pusă pe site-ul Unității Administrative Teritoriale. Cineva dintre cei care astăzi sunt prezenți aici a pozat-o și a pus-o pe rețeaua de socializare. Pune acolo mai multe persoane care se află în afara granițelor țării la lucru, din satul Cucuieți, în special pe Valea Codului, au primit niște informații greșite. Și m-aș adresa postului de televiziune să înțeleagă toată lumea că nu a fost pus la vânzare, ci el a fost reabilitat de către Unitatea Administrativ Teritorială în baza unei hotărâri a Consiliului Local. După reabilitare a fost introdus în inventarierea domeniului public, în baza unei ședințe cu toți cetățenii din satul Cucuieți, care au fost informați în scris, prin citație înscrisă, se prezinte la Căminul Cultural. Fiecare familie a fost, nu fiecare cetățean, fiecare familie, în care dumnealor s-au prezentat în număr de 80, dacă zic bine, doamnă secretară, și-au semnat faptul că sunt de acord cu trecerea acestui obiectiv în inventarierea domeniului public. Totodată v-am adus la cunoștință că acest magazin trebuiește întreținut, achitat utilitățile la el, făcut împrejmuire, iar în preajma lui poate putem să facem anul acesta sau anul viitor un joc pentru copii.
topogane, scrânciupe și alte jocuri care sunt la îndemâna copiilor în lateralul lui sau eventual să putem să majorăm acest magazin. Cei rău intenționați au informat pe cei care sunt afara granițelor țării că noi vrem să vindem magazin. Mai am câteva luni de zile și voi împlini 10 ani de când sunt la conducerea unității administrative teritoriale și am avut născut, sunt cetățean al localității Dofteana, sunt băștinaș și cetățean al satului care de când sunt la conducerea unității administrative teritoriale nu m-am îndepărtat nimic, am un simț patriotic în mine. Ce am achiziționat prin trecerea în domeniului public a statului a mai multor suprafețe de teren, atât prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, cum a fost cea la Viorel Tudorache Larga, cum a fost cea de la doamna Zugravu și alte suprafețe care au fost trecute în inventarierea domeniului public și nu am îndepărtat nimic, niciun centimetru, ci am adus în inventarea domeniului public. Nu fac parte din acea echipă care au vândut toate magazinele cooperației din Comuna Dofteana la un preț de nimic. Nu fac parte din acea echipă care au vândut Castelul Ghica prin acei care au făcut parte dintre ei la comisiile de licitație, fiind fin, fiind alte persoane apropiate celor care conducea la acel moment, ci fac parte dintr-o echipă care m-au ales cetățenii din Dofteana și nu m-au numit, atât pe mine cât și pe dumneavoastră, și nu am îndepărtat nimic. Din aceste motive vă supun spre analiză și aprobare această chirie a magazinului Casei Satului, pentru că acest magazin din chiria care se va încasa, trebuie să-l reabilităm și să-l întreținem în continuare, trebuie să punem în vedere celui ce îl va întreține, care îl exploatează, bineînțeles, să-și achite utilitățile, apa și energie electrică, iar în cursul lunii februarie vom trece partida de energie electrică fiind proprietar unitatea administrativ teritorială Dofteana. Știți destul de bine ce discuții s-au ajuns și la bătăi la acel magazin datorită furnizării energiei electrice. Deci, încă o dată, repet, cei care au fost informați de către dumneavoastră, nu de către altcineva, o parte dintre ei, au fost informat în mod eronat, rău intenționat. Întrucât acel magazin avea o înfățișare, după reabilitare are o altă înfățișare și pe parcurs va prinde un alt contur. Într-adevăr, un magazin sătesc. Cine dorește să se prezinte la licitație în baza unui caiet de sarcini, care acolo îl cumpără caietul de sarcini, îl studiază destul de bine și în ziua respectivă se va prezenta la licitație. Licitația va fi ținută la unitatea administrativă aici, unde puteți să participați și dumneavoastră care doriți să asistați și cel care oferă prețul cel mai bun, despre asta vorbim la licitație, acela va fi câștigător conform caietul de sarcini pe care îl vor formula noi cu echipa noastră de la management proiecte și de la achiziții publice, de așa natură să fie transparență maximă. Părerea mea că am fost suficient de explicit, luăm de bază propunerea domnului Amărini și așteptăm și alte propuneri. Deci, prin strigare sau în plic sigilat. Cum doriți, cum alegeți dumneavoastră. Deci există o propunere, vă rog frumos, dacă mai sunt și alte propuneri, să veniți și dumneavoastră. Discuții. Da, domnul Bacan. Aș propune să se facă un plic sigilat. Bine, vă rog să notați. Deci a doua propunere, un plic sigilat. Vă rog, domnule președinte, să deliberați și să explicați destul de clar Consiliului Local cele două propuneri. Puneți prima care vine din partea primului consilier care o propus și apoi o puneți pe a doua. Vă rog. Supunem la vot licitația prin strigare. Cine este pentru? Ia, încă o dată. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 consilieri prin strigare. Și automat prin avoros politică. Da. Supunem la vot licitația în plic. Da. Da, 3 voturi.
Repet încă o dată, puteți să vă prezentați și dumneavoastră să fiți de față. Prin strigare, o dată, singur, o singură dată. Da. Cât spune el, se notează și la urmă se face un calcul. Da. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului semestrial activității asistenților personal pe perioada 1 iulie 2017 31 decembrie 2017. Da. Doamna Ciprea, vă rog frumos să dați citire raportului. În conformitate cu prevederile articolului 29 aliniatul 1 din hotărârea Guvernului României numărul 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologiei de aplicare a prevederilor legii 448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Biroul de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului Comunei Dofteana prezintă semestrial Consiliului Local un raport care trebuie să conțină date referitoare la activitatea asistenților personal ai persoanelor cu handicap grav, precum dinamica angajării asistenților personali, informații privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, informații privind numărul de asistenți personali instruiți și numărul de controle efectuate și problemele sesizate. Precizăm că, în conformitate cu prevederile legii numărul 448/2006, republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, rolul biroului de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului Comunei Dofteana este de a monitoriza în condiții optime atribuțiile și obligațiile care le revin asistenților personale a persoanelor cu handicap grav în vederea ameliorării situației acestora, astfel încât aceștia să primească îngrijire specială la nivelul la care situația lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanț de nevoi fizice, personale, sociale și spirituale ale dumnealor. Indiferent de vârstă sau de handicapul cu care se confruntă, acest segment social are dreptul fundamental la autodeterminare și individualitate pentru depășirea condiției de handicap și a integrării sociale. Îngrijirea ce li se acordă poate permite persoanelor cu handicap grav să își valorifice potențialul fizic, intelectual, spiritual, emoțional și social în profita handicapului pe care îl au. Ținând cont de aceste aspecte, la sfârșitul semestrului 2 al anului 2017, inspectorii cu atribuții și responsabilități în cadrul biroului de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului Comunei Dofteana raportează următoarele. Dinamica angajării asistenților personali. În perioada 1 iulie 2017, 31 decembrie 2017 nu s-au făcut angajări, dar au fost înregistrate încetarea unui contract individual de muncă. Nu s-au semnalat situații de desfacere a contractului de muncă al asistenților personali care să afecteze negativ starea bolnavului. La sfârșitul semestrului 2, la anul 2017, în evidența biroului de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului Comunei Dofteana se află un număr de 13 persoane cu handicap grav care beneficiază de asistent personal angajat pe bază de contract individual de muncă. Potrivit evidenței deținute, în cadrul biroului 3 sunt copii. Handicapul acestora este genetic. Frecvențele afecțiuni întâlnite la copii, a căror etiologie este de natură genetică, sunt encefalopatie infantilă, oligofrenie, sindrom Down, distrofie musculară progresivă, iar la adulți, afecțiunile dobândite pe parcursul vieții, frecvent întâlnite ca urmare a unor traume fizice sau psihice, sunt leucemie, diferite forme de neoplast, schizofrenie, psihoză maniaco-depresivă, hemiplegie, paraplegie, sindrom Alzheimer, boală Parkinson, scleroză în plăci, etc. Din totalul de 81 de persoane cu handicap grav, 68 de persoane cu handicap grav cu drept de asistent personal au optat pentru acordarea indemnizației prevăzută la articolul 42 alineatul 4 din legea 448/2006 republicată în anul 2008 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Astfel, la sfârșitul acestui semestru înregistrăm un număr de 81 de persoane cu handicap grav neinstituționalizate, din care 13 persoane beneficiază de câte un asistent personal și 68 de persoane cu handicap grav au optat și beneficiază de indemnizații de însoțitor prevăzută de lege, față de 86 de persoane care beneficiau de acest drept la sfârșitul semestrului 1 anului 2017. Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respir. Referitor la acest aspect, precizăm că pe raza Comunei Dofteana nu sunt înființate și nu funcționează centre de tip respiro. Întrucât nu sunt condiții de înlocuire a asistentului personal pe perioada concediului de odihnă și nu există nici posibilitatea găzduirii bolnavului într-un centru de tip respiro, informăm Consiliul Local că s-a discutat cu doamna contabilă care ne confirma că salariile asistenților personali, indemnizațiile persoanelor cu handicap, cât și banii pentru concediul de odihnă au fost achitate la zi. Informații privind numărul asistenților personali instruiți.
instruirea asistenților personal al persoanelor cu handicap grav organizate de angajator odată la 2 ani, conform articolul 38, litera A din legea 448/2006, a avut loc la data de 11 martie 2014 la sediul primăriei Comunei Dofteana, județul Bacău. Numărul de controle efectuate și probleme sesizate. În urma controlelor efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap, s-a constatat că acestea sunt bine îngrijite și nu s-au înregistrat cazuri de abatere ale asistenților personale de la îndeplinirea cauzelor contractuale și sarcinilor stabilite prin fișa postului. Pentru eliminarea deficiențelor în activitatea asistenților personal, vom efectua controle periodice la domiciliul persoanelor cu handicap grav. Da, da. Despre oferta pe care ne-a venit cu privire la calificarea asistenților personal, ați spus. Avem o ofertă. Nu, am spus că oferta acum a venit și noi am făcut raportul din pe 29. Da. Deci asistenți personali avem două oferte din câte cunosc. Da, două oferte, dar prima. Care aceste asistenți personali trebuie să instruiți în fiecare an, nu? Odată la 2 ani. Așa. Odată și la ultima a fost pe 2014, când am făcut. Deci în mod obligatoriu facem demersul necesar și vă rog să dați un referat cu privire la aprobarea în buget, aprobarea bugetului, să putem să alocăm sumele de bani pentru instruirea acestor asistenți personali. Deocamdată câți avem? 13, nu? 13, da. Au fost 14. Mai am încă două cereri de acum, să vedem. În funcție și de sumele de bani, în baza legii, o să îi angajăm și pe cei dacă va fi cazul. Dar din ăștia care sunt indemnizații? Da, care au indemnizații, au venit și azimnează o persoană, se depune cere și mai intru cineva. E o situație mai gravă, deosebit față de ceilalți. Dar o să le discutăm încă. Da. Da, discuții pe seama acestui proiect, dacă sunt. Dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidențele fiscale a sumelor cu titlul de amendă a unui contribuabil decedat, mititelul Cristian. Da. Comisia de învățământ a dat aviz favorabil. Discuții pe seama acestui. Punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind propunerea aprobării raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului Unității Administrativ-Teritoriale, Spoială Mariana. Deci mă interesează dacă a fost pus la dispoziție raportul de evaluare sau raportul de activitate, doamna Ispreau. Da, este. Vă rog să cereți avizul și... Comisia de urmă a acordat acest favorabil. Ce își votă pentru? Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Domnul președinte. Dar vă rog, poate sunt discuții. Da. Discuții pe seama acestui. Nu sunt. Se cunoaște foarte bine. Da. Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. S-a votat cu număr de 16 consilieri. Da. Și aici, fără domnul Spoială. Fără domnul Spoială, da. Trecem la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Zorilor din satul Hăgheac, ca urmare a suprapunerii cu aceeași denumire de strada din satul Seaca. Poziția 11, cu o nouă denumire, strada Pădurarului. Da. Deci s-a suprapus cele două străzi a Zorilor, fiind și în satul Iag, inclusiv în satul Seaca. S-au făcut demersuri necesare la instituția județeană Bacău, am primit avizul favorabil, mi s-a permis să schimbăm cu strada Pădurarului, deci va spune pe Iag strada Pădurarului, la doamna secretară? Da. Da. Și rămâne Zorilor, în satul, Zorilor în satul Seaca. Aș vrea să vă informez, așa cum vă spuneam în luna lui decembrie, căci începând cu 1 ianuarie 2018 vom intra cu nomenclatorul stradal. Crezi că nu chiar așa. Așteptăm avizul Bucureștiului să le introducă în baza de date. După avizul Bucureștiului ce îl introducem în baza de date, noi îl introducem la ora actuală, deja am început demersurile, să îl introducem în format electronic, în registru al nomenclatorului stradal. După ce vom avea toate
deci avizul Bucureștiului și apoi introducerea în totalitate a străzilor în Registru Național Agricol Electronic, după aia vom trece la străzi. Exact acele buletine care se vor efectua din momentul respectiv după ce avem aprobarea Bucureștiului, se va întâmpla și altceva. Vedem cu toții că introduci în baza de date a unui GPS o adresă și te duce exact în Constanța, în București sau în alte zone sau în alte țări Uniunii Europene. Așa se va întâmpla și noi. Fără aprobările acestea nu putem să demarăm în continuare. Așteptăm aprobarea Bucureștiului, care avem 3 săptămâni de când am depus documentația și așteptăm aprobarea de la București. O să vină probabil în maximul 30 de zile, o să vină și atunci o să vă informăm și pe dumneavoastră. Da. Dacă aveți discuții... Discuții pe seama acestui proiect. Avizul Comisiei Juridice. Comisia Juridică acordă aviz favorabil. 5 voturi pentru. Da, atunci se pune la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, s-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri cu 100% conform articolului 39 aliniatul 1 din hotărârea Consiliului Local 159 pe 2017 pentru clădirile neîngrijite de pe raza Comunei Dofteana conform anexei. Da, bănuiesc că ați discutat atunci cei ai țării comisii, da? Da, pe doamna Zogoreanu ne-a explicat pe care e situația. Deci ei au fost notificați toți. Avem documentația ce stă la baza acestor aprobări. Documentația ce înseamnă? Pozele, cum arată și informarea cetățenilor. O parte dintre dumnealor au venit, au stat de vorbă cu noi. Le-am explicat despre ce este vorba. Dar totuși aș vrea să vă spun înainte de a da aprobarea sau nu, căci între timp au apărut niște cereri la mine pe masă. Exemplu, domnul Găborici Cătălin, care a vândut casa și cine a cumpărat-o, a făcut o cerere pentru autodemolare, că se află într-un avansat stadiu de degradare. Breabăn Corneliu Ionuț, a venit mama dumnealui și a spus că vrea să o demoleze imediat apropiere, pe măsură ce se va schimba și timpul și va permite vremea de afară. Mai este cineva aici, Guțeș Mircea, da? De la largă, care deja a demolat grajdul. Mircea. Deci trei persoane care locuințele lor în maximul 30 zile nu vor mai fi. În general aici, în centru de la Găborici, va dispărea de tot. La Breabăn cu siguranță o va da jos, dar totuși, domnilor, până ziua când o dă jos, vor plăti 100%. Așa prevede legea. Dacă aveți discuții. Cred că le-ați studiat, ați văzut care este situația, cadrul legal. Discuții. De exemplu, la o locuință de pe strada principală, Franța. Ea este decedată, e decedată, a fost decedată la Bacău, e mormântată la Bubuș, copiii sunt plecați în Germania, nu vă i-ați găsit ca moștenitori, nu? Deci aici sunt trecuți, nu știu ce, da, sunt trecuți moștenitori. E sora doamnei Micloș. Da. Știu de ce. Sora doamnei Nicoș are casa aia de când mă știu. În situația asta, acum este un avansat stadiu de degradare. Au fost notificați moștenitorii de cum. Așa prevede legea. Da, 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 da. Cu poze, cu tot, chiar eu am semnat documentația, știu casa respectivă, știu în ce situație se află. Și mai sunt bărbi. Deci, nu ne permite legea să o demolăm noi. Legea ne permite și în general codul fiscal, care el a fost emis la 1 ianuarie 2016, prevede destul de clar că locuințe care se află într-un avansat stadiu de degradare, după 2 ani, după notificare, trebuie să impozitez conform hotărârii Consiliului Local. Iar terenurile, începând cu 1 ianuarie 2019, la terenurile de 3 ani, vor intra, tot la fel cu aprobarea Consiliului Local, la impozitare, în funcție de cât hotărăște Consiliul Local. Mai greu este la terenuri, pentru că foarte multe terenuri, peste 75%, din terenuri din localitatea noastră și nu numai, care ele nu sunt muncite. E mai greu să mergi la fiecare, să-l notifici și să-l identifici pe acel proprietar. Da, dacă aveți discuții. Alte discuții? Comisia. A dat aviz favorabil. Da, atunci trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 8.
Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare în Consiliul Local pentru punerea la dispoziția Consilierului Local a materialului de ședință, precum și procesul verbal de la ședința anterioară în format electronic. Da, dacă aveți discuții. Discuții pe seama acestui proiect. Da, domnul consilier. Eu nu am adresul din el și nu am cum să primesc ăsta. Aș fi de acord dacă sunt idei separat sau plătesc eu hârtia. Deci și nu am cum să primesc. Altcineva. Da, și eu la fel. Altcineva. Deci aș vrea să dau răspunsul pe el. Doamna, aveți cardul legal, să ne dați să știți-o dumneavoastră. Deci informarea consilierului local se face odată cu trimiterea convocării și punerea la dispoziție. Deci pun, așa, odată cu notificarea convocării sunt puse la dispoziție consilierului local materialele înscrise pe ordine de zi. Acum, deci materialele înscrise pe ordine de zi. Pe ordine de zi vă vine acasă, așa cum este propunerea, ordinea de zi. Și acum au venit materiale, până acum, nu? Da. Atunci vor veni în format electronic, puse la dispoziție. Dumneavoastră, două, trei persoane, ați adus la cunoștință faptul că nu aveți adrese de e-mail. Doamna Marine, aș vrea prima să vă dau răspunsul dumneavoastră. Dumneavoastră, mai aveți câteva luni de zile, ca și mine, și împlinim 10 ani de când suntem aici. Da? Da? În 10 ani de când suntem împreună aici, ați câștigat 450 de milioane. M-am făcut calculul, nu dumneavoastră, la toți. 450 de milioane. Întrebarea mea este așa. Din 450 de milioane să vă cumpărați un laptop care e 700 de lei sau o tabletă care e până în 500 de lei și sunt și mai ieftine, nu ar fi posibil? Nu mă interesa și la vârsta asta nu mă mai interesa. Nu, dar de acum, nu-i mare. Nu mă mai interesa la vârsta asta. Bine. Deci, un grup de inițiativă format din consilierii din Consiliul Local Lofteana au semnat aceste documente și le-au depus la noi cu un număr de înregistrare. Da? Eu v-am spus mai înainte despre ce este vorba. Și este valabil și pentru domnul Deaconu și cine mai este aici, pentru că noi trebuie să aducem, să facem economii la bunuri și servicii cu 10%. Ori uitați-vă dumneavoastră, toate materialele astea de ședință, toate câte sunt, se consumă în tonere și hârtie, și trebuie să facem și noi economii cu privire la așa ceva. Vă rog să înțeleg. Voiam să vă informez, înainte de a intra în ședință, am consultat directorul economiei, prin care mi-a la cunoștință că începând cu 1 ianuarie 2018, indemnizația netă a unui consilier este de 605 lei. Înmulțit cu 12 luni, vine puțin lipsește din 2000 de euro. Într-un an de zile. Într-una din zile v-am adus la cunoștință că am o parte din consilieri au venit cu pe lista de consilieri mai mult pentru indemnizație. Nu interesează ce se întâmplă în localitate. Și am avut reproșuri. Nu e adevărat, domnul primar. Deci vă interesează prima dată interesul cetățeanului. Dacă vă interesează interesul cetățeanului și să veniți în sprijinul dumneavoastră, părerea mea ar fi să vă achiziționați un laptop că aveți de une, o tabletă și să transmiteți adresa de e-mail așa cum am solicitat-o acei consilieri, printre care și eu aș fi de acord și aparatul de specialitate a primarului, pentru că atunci puteți să le vizualizați când doriți dumneavoastră și nu e chiar atât de greu, că până la urmă nu lucrați într-un program atât de sofisticat, să zic așa. Nu. Toată lumea poate să înveți. Acum, dacă aveți dumneavoastră alte discuții. Eu de acord să dau un bag de ăsta din hârtie, dacă e ceva, pentru mine eu nu... Domnule, lucrurile astea nu se permit. Domnul primar, cât ai mai stat și cât ai mai trăit, azi ești bun, nu ești. Mă rog, frumos, nu atât când faci gaia atât a câștigat, atât l-ai câștigat. Eu asta a fost părerea mea. Domnule, sunt niște lucruri care trebuie să... Nu este transparență. Am înțeles. Păi asta a fost părerea dumneavoastră luați, da, domnule, dumneavoastră luați 10% din indemnizația primarului. Da, bun. Și eu de o să cumpăr... Ne interesăm un pic, nu fac abstracții de asta, ne interesăm un pic cât ia un angajat la o societate, ca să nu-i dau denumirea prin jurul nostru aici, așa, ia un pic mai mult decât dumneavoastră, înțelegeți?
și ăla are o rată la bancă, săracul, sau știu eu cum se discută până la urmă. Eu nu vreau să vă spun, dacă aprobă Consiliul Local propunerea dumneavoastră, este bine, dar nu accept eu, în calitate de primar, să veniți cu hârtie de casă. Deci nu accept. Despre asta vorbim. Bine, mulțumesc. Altcineva. Alte discuții. Avizul comisiei. Comisia juridică a dat aviz favorabil. 3 voturi pentru, 2 împotriva. Da. Trecem la vot. Cine este pentru? Numărați, da, domnule. S-au votat numărați. Un număr de... Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, doamne ajută, da? Da. Deci 4 împotrivă, da? Da, 4 împotrivă, 5, 5, 5, 9, abținere. Abținere? Deci 13 da, pentru abținere și 3 împotrivă. 3 împotrivă, deci 3, da. Domnul Amarini, domnul Diaconu și... Domnul, dezrobit împotrivă, da? Împotrivă, da, și o abținere. Da, trecem la punctul numărul... Da? Doamna secretară, vă rog frumos să le comunicați ce documente va primi un consilier acasă cu privire la informarea consilierului local despre data, ora ședinței. Deci invitația de ședință va fi... transmisă în scris fiecare consilier. Da. La fel deci, ca și mai convocare, o primit invitația acasă. Și convocare. Bun. Dar materialele le veți primi pe adresa de e-mail în aceeași zi, la aceeași oră. Împreună cu procesul verbal de la ședința anterioară. Deci să precizăm niște lucruri. Da. Da. Deci notificarea va fi primită în scris, invitația de ședință cu ordinea de zi va fi primită în scris. Nu electronic. Da. Aia este clar. Da. Trecem la punctul numărul 9. Proiect de hotărâri privind modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local Dofteana numărul 11 din 20 ianuarie 2015 privind aprobarea masterplanului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău cu modificările și completările ulterioare. Da. Este vorba despre masterplanul de apă și apă uzată prin POIM. POIM-ul, cred că majoritatea știți dintre dumneavoastră că înseamnă proiect de infrastructură mare. Proiectele de infrastructură mare sunt apă uzată și apă potabilă la nivel de județ. Până acum era masterplanul 2017-2020. Acum se va aproba masterplanul care se va duce până în, așa se preconizează, până în 2047. Așa. Deci este un proiect la nivel de județ, un masterplan la nivel de județ, în care se preconizează dezvoltarea județului Bacău cu privire la apă uzată și apă potabilă. Noi suntem membri în ADIS, Autoritatea de Dezvoltare Intercomunitară a județului Bacău, suntem membri împreună cu alte localități din județul Bacău și vă supun spre analiză și aprobare pentru că din acest POIM beneficiem și noi. Infrastructura mare cu privire la canalizarea din localitatea noastră, care va fi pe 27.000 de metri liniari, v-am explicat în ce sate și cum, au venit specialiștii cu privire la lucrările și ridicările topo din teren. Acum așteptăm aprobarea ultimului traseu, așa cum l-am fixat noi, de la parcul dendrologic până în centrul localității pe DJ116D pe o parte și pe alta și pe DN12A pe o parte și pe alta până la stația de epurare. Inclusiv în satul Ștefan Vodă, tot satul Ștefan Vodă, hăghea cu toți, toate ulițe. Acum să vedem ce se va întâmpla, pentru că în zonele aici, în spatele bisericii, exemplu, la Ioniță, Hârbu, zis Fornău, aici va trebui câteva stații de pompare a dejecțiilor ca să iese în conducta principală. Așa. Așteptăm ultima aprobare. Au venit, am avut discuții de o zi aici cu dumnealor, am fixat ultimul traseu și să vedem dacă îl și aprobă. Noi ce doream? Doream să ne apucăm de Hădeac, Ștefan Vodă și Dofteana, deci trei sate să le terminăm în unanimitate și apoi să ne apucăm de celelalte. Bogata, Larga, Cucuieți. Nu ne apucăm câte un kilometru, doi în fiecare, spargem asfaltul și apoi ne trezăm că avem infrastructura distrusă peste totul și nici canalizare la capacitate. Ultima propunere a noastră, asta a fost, să facem hăcheacul tot
Ștefan Vodă tot, Dofteana DN12 pe o parte și pe alta, în zonele unde nu se va turna în imediată apropiere asfalt. Facem parte din acest master plan, vă supun spre analiză și aprobare și dumneavoastră master planul. Și totodată se împuternicește domnul Băuriță Toma, având calitatea de și angajat al unității administrative teritoriale, să voteze în adunarea generală, în AGA a asociațiilor. A studiat, probabil, a citit în științe legale și știți despre ce este. Da, discuții pe seama acestui proiect. Avizul comisiei, aviz favorabil. Da, atunci trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, s-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem acum cu numărul 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, adică ADIB. Da. Ați citit probabil și scrie așa. Se propune aprobarea achiziției anuale, nu, cotizației anuale la Patrimoniul Asociației Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIB, în quantum de 1000 de lei. Și ați văzut că este destul de cronologic pus, orașele au o valoare, comunele care noi suntem în ADIB și așteptăm finanțarea au o altă valoare, cei care nu sunt în ADIB au mai puțin decât noi. Îți crece, comunele fără investiții în infrastructură de apă și canalizare, 100 de lei, deci ei dă un preț simbolic. Noi dăm 1000 de lei. Dacă aveți discuții, vă rog. Da, discuții pe seama acestui proiect. Avizul comisiei. Aviz favorabil. Da, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, s-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind schimbarea formei de organizare al SC Eco Valea Muntelui din SRL, din societate cu răspundere limitată, în societate pe acțiuni. Da. Ați discutat probabil în ședințele de comisie și spune... Deci, domnilor, SC Eco Valea Muntelui Comănești, suntem și noi membri cu ei în momentul când ne-au colectat bunuri și în momentul când au adus sume de bani de la Uniunea Europeană, făceam parte și noi din Eco Valea Muntelui. Dumnealor vor să treacă de la SRL, pentru că nu-i mai finanțează altfel Uniunea Europeană, la ESA. ESA înseamnă unde statul este majoritar acționar. De la SRL la ESA. Noi trebuie să ne dăm aprobarea ca dumnealor să schimbe forma juridică a societății respective, din SRL în ESA. Așa. Și totodată să o mandatăm pe doamna viceprimar Camara Dana, în calitate de reprezentant al Unității Administrative Teritoriale, să voteze conform articolul precum 1, precum și să aprobe pe numele și pe seama Unității Administrative Teritoriale Dofteana toate actele privind schimbarea formei de organizare și aprobarea actelor de înființare a noii societăți ETG. Da. Discuțiile. Discuții pe seama. Da, domnul. În momentul când ei și înființează efectiv, o să mai facem parte din... Da, odată ce am delegat-o pe doamna Dana Camara să voteze în AGA lor, deci dumnealor are un proiect din ISPA, luat la momentul respectiv. Au utilaje, au stație de sortare în grija dumnealor. Ei nu sunt în ADIB, în ADIS, pardon. Așa, ei sunt separați și depun la aceeași celulă cu noi. Dar nu poți să împrumut sau să iei bani de la Uniunea Europeană să fii finanțat dacă nu ai aglomerări de persoane. Cum suntem noi în ADIB, nu puteam numai noi să facem canalizare în Dofteana, decât numai cu ADIB, Autoritatea de Dezvoltare Intercomunitară a Județului Bacău. Deci rămânem în continuare cu dumnealor. Dar numai că ei operează separat, la stația lor separat, cu utilajele lor separat și noi suntem membri în ADIB. Și au nevoie și de obținerea unui contract de licență. Aici, transformarea SRL-ului în ESA este una din condițiile ca să schimbă toată documentația. Toată documentația, da. Da, da. Alte discuții, da. Sunt aviz comisiei. Comisia juridică acordă aviz favorabil. 5 voturi pentru. Da, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-au votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și adoptarea hotărârii Consiliului Local numărul 160 din 29 noiembrie 2017 privind aprobarea achiziției de material lemnos pentru confecționarea de sicrie. Da. Ați dat o aprobare când a fost asta? Luna trecută, nu? În noiembrie.
nu am trecut la proceduri de achiziție a Chiarestere, datorită faptului că erau pe sfârșit de an, tunelor au lucrat foarte puțin, iar noi mai aveam în stoc câteva sicrie din ceea ce am construit în anul 2007. Acum vă supun să o am spre analiză și aprobare, valoarea de 3.000 de lei. Estimativ. Deci o să luăm 3-4 metri, cum pot o să luăm acolo. Ei se gestionează de către administratorul nostru, de către Hârbu Cezar, în baza unei ceri a celor care au probleme sociale, care sunt beneficiari legii 416, a celor care sunt abandonați de familie, că sunt destui de mulți, a cei care găsește decedați și nu au niciun fel de rudă apropiată, cum am avut și în iarna asta, cred că am dat până la ora actuală 3 sau 4 din noiembrie până acum, așa. În condițiile astea, în baza unei ceri, cu o copie a actului de deces, o cerere de solicitare și atunci justificăm inclusiv chiarestarea pe care noi am mai gestionat. Bineînțeles, o confecționăm, deci acel coștiu de sicriu este confecționat în regie proprie de către angajații noștri la unitatea administrativ-teritorială. Deci vă supun spre analiză și aprobare 3.000 de lei estimativ pentru confecționarea de sicrie a celor care au probleme sociale, trăiesc în sărăcie și au nevoie de așa ceva. Da. Discuții pe seama acestui proiect. Aviz Comisiei Învățământ. Aviz favorabil. Da. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la ultimul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea machetei, priorități, obiective, plan de acțiuni pe 2018. Ați primit adresa de la prefectură, da? Da. Dar în regim de urgență, zic eu că este necesar să dăm răspuns pe hotărârea Consiliului. Acolo aceste machete. Se propune aprobarea machetei priorități obiective, plan de acțiuni pe anul 2018 și conform anexei la prezentul proiect de hotărâre. Deci ce se întâmplă? Se referă la unitățile de învățământ, despre dezvoltarea lor, despre dezvoltarea infrastructurii în școlile din întreaga țară, probabil, cât și din județul Bacău, s-a făcut o machetă cu fiecare obiectiv în parte despre dezvoltarea lui, numărul de elevi, numărul de populație din fiecare sat, ocupație, tot ceea ce cuprinde. Da. L-ați pus la dispoziție, sper că l-ați studiat. Da, da, l-am pus la dispoziție, n-ai nici anexă. Dacă aveți discuții la acest proiect. Discuții pe seama acestui proiect. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? S-a votat cu un număr de 17 consilieri. Este dată cu marcă. Da. La capitolul diverse aș vrea să vă aduc eu câteva lucruri la cunoștință, după care vă ascult pe dumneavoastră. Vă spuneam inclusiv luna trecută, luna în decembrie și luna în noiembrie și aș vrea să vă explic despre situația proiectelor care se află în derulare pe toate măsurile, atât 7.2 cât și 7.6, cât și proiectele guvernamentale. În ce situație ne aflăm la ora actuală? Proiectul de pe Hăghea, pe măsura 7.2, proiect european, care stă la baza modernizării la Poda Miheș, acolo, și celelalte sate, atât Ștefan Vodă, Dofteana și Hăghea, s-a câștigat licitația de către o firmă de la Iași, mă refer la licitația proiectării, că am pus numai proiectare, licitație, că așa ne obligă legea. La proiectare și execuții, proiectele guvernamentale, permiteți spui proiectare și execuții, dar aici ne obligă legea să spunem numai proiectare. Am pus proiectare, au câștigat o firmă de la Iași, avem contractul dumnealor, în termen de 30 de zile trebuie să ne predea proiectul, proiectul vom duce la avizat, la AFIR. Valoarea este, v-am spus, de 1,5 milioane de euro, cu tot cu TVA și se reflectă la modernizarea drumurilor din Hăghiac, Dofteana, Ștefan Vodă și consolidarea malurilor de la Miheș. După avizarea acestui proiect la AFIR, următorii pași sunt punerea la licitație, a procedurilor de licitație, în baza legii 98-2016, a execuției. Mai departe, Căminul Cultural, prin măsura 7.6, la Căminul Cultural, suntem în faza de licitație tehnică, deci s-a încheiat perioada de punere ofertelor, atât avem un singur ofertant,
se evaluează oferte din punct de vedere financiar și tehnic, dar deocamdată suntem tehnic și apoi financiar, în situația în care se va încadra, ne vom pronunța, probabil, până pe data de 15 februarie, în ceea ce privește cine a câștigat licitația, dar dacă este numai un singur și se încadrează, bănuiesc eu că se va întâmpla și va începe execuția. Drumul Hădea, care se întinde de la Parcul Dendrologic până la Părău Adânc, pe lungime de 2,6 km. La ora actuală ne aflăm în contestație. S-a încheiat cu depunerea ofertelor și la ora actuală ne aflăm în contestație. A făcut contestație. Aceste contestații, prima dată, mai dăm noi un punct de vedere, că ieri a făcut contestație și după ce dăm acest punct de vedere, dacă domnilor totuși nu le convine, fac contestație la CNSC București. După pronunțarea CNSC București, dacă iarăși nu le convine, urmează următorii pași, Curtea de Apel, care este forumul, să zic așa, suprem și dumneavoastră pot hotărâi cine este câștigător. Dar sperăm să ne ajungem acolo. Grădinița cu program normal P+1 de la Dofteană, ne aflăm în contestație. Au fost 3 firme și se contestă pe ele. Tot ieri s-a făcut contestația. Mai departe, podurile de la Cucuieț. Sunt 6 ofertanți. Nu, 4 oferte. Încerc să spun. Așa. Suntem în evaluarea acestor oferte și comisia se va pronunța pentru unul singur și iar începe probabil eventualele contestații. V-am spus și în timpul ședinței despre situația nomenclatorului stradal. Am făcut o mică paranteză. Așteptăm de la București, de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de la București, răspunsul. Suntem în curs de introducere în RENS, care este Registrul de Evidență Național Stradal, și apoi, probabil, zic eu, într-o lună de zile vom începe acțiunea exact pe nomenclatorul stradal. Ați găsit, doamnă? Da. Dați-mi un lucru. Aș vrea să vă dau citire unui document. Nu vi l-am spus, dar acum de la Dula Crescuță, despre ce este. Într-una din zile, am făcut o adresă către Delgaz Green, cei care se ocupă cu distribuția gazului natural, și vă dau citire răspunsul pe care l-am privit. Informații, rețea de distribuție a gazului natural. Stimatele domnule primar Ioan Bujor. Referitor la adresa numărul 382 din 11-1-2018, prin care se solicită informații privind posibilitatea alimentării cu gaze naturale a comunei Dofteana din județul Bafcău, vă comunicăm următoarele. Compania Delgaz Green poate presta servicii de distribuție a gazelor naturale numai în localitățile pentru care deține contract de concesiune și licență de distribuție a gazelor naturale. Comuna Dofteana din județul Bacău nu este pe lista localităților concesionate de către compania noastră. Pentru alimentarea cu gaze naturale a Comunei Dofteana, prima etapă o reprezintă concesionarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, care se face în conformitate cu hotărârea Guvernului numărul 749/2014, care aprobă normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale. În conformitate cu articolul 104, alineatul 2 din Legea Energiei Electrice și a Gazelor Naturale, numărul 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, inițierea procedurii de concesionare a serviciului public de distribuție a gazelor naturale se face de către Ministerul de Resort, în acest caz Ministerul Energiei, în urma solicitării primite de la o persoană sau o autoritate publică interesată în condițiile legii. Investitorul interesat, primăria, paranteză, va transmite către Ministerul Energiei o scrisoare de intenție însoțită de studiu de fezabilitate, al cărui cost este suportat de către solicitant, deci de către primărie. Studiul de fezabilitate prevăzut la articolul 104, alineatul 2 din legea numărul 123/2012 se va elabora în conformitate cu prevederile metodologiei elaborate și aprobate de către ANRE
prin ordin numărul 37 din 7-7-2013, de către un operator economic autorizat de ANRE, se va aviza prin decizie ANRE și constituie parte integrantă din documentația de atribuire a concesiunii. După publicarea în Monitor Oficial al anunțului de licitație a concesionării serviciului de distribuție a gazelor naturale în Comuna Dofteana din județul Bacău, compania de gaz Green va efectua un calcul de rentabilitate a investiției, după care va fi în măsură de a lua decizia de participare sau nu la licitația respectivă. Vă asigurăm de toată disponibilitatea companiei noastre de a coopera și în viitor cu instituția pe care o reprezentați. Semnează directorul general adjunct Teona Oltean. Despre asta vorbim. Între timp, am scos și noi de pe internet, din documentația ANRE, să vedem și noi cam ce costuri ar fi. Lucruri pe care le am aici la mine și le știu. Deci ați văzut, dumneavoastră, prima dată faci o cerere la dumnealor, la Ministerul de Resort, însoțită de studiu de fezabilitate, iar dumnealor, în baza studiului de fezabilitate și a cererii noastre, se înscriu sau nu la licitația concesionării distribuției gazelor naturale. Baza studiului de fezabilitate ce reflectă? Reflectă metri liniari de rețea, numărul de branșamente a abonaților, da? Și dacă face studiul de rentabilitate, să vadă dacă le convine, pentru că orice proiect se face și se studiază, analiză, cost-beneficiu. Cheltuielile noastre, care sunt? Scrie în documentație. Studiul de fezabilitate. Și avem aici, din orașul Botoșani. Căutați-le, doamnă. Da. Din orașul Botoșani. La câteva sate. Poate Comuna Corn. Comuna Corn, județul Botoșani. Deci, între 400 de milioane bani vechi pe fiecare sat și până la 550 de milioane, dar nu explică dacă este inclus și TVA. Da. Deci, 7 sate, punem o medie, ori 400 de milioane, nu punem 500, sunt 3 miliarde. Noi trebuie să dăm 3 miliarde să facem acest studiu de fezabilitate, cererea, și nu știm dacă Distrigazul se înscrie la licitație. Pentru că o firmă care distribuie trebuie să aibă un randament, trebuie să aibă un profit. Pentru că respectarea normelor metodologice și a normativului de distribuție a gazelor naturale trebuie făcută de o firmă autorizată ANRE, așa de București, și în aceste condiții trebuie să se înscrie. După ce sunt scris, pe spune că sunt scris, el trebuie să facă studiul de rentabilitate și când obliși și-a făcut studiul de rentabilitate, noi trebuie să ne prezentăm cu tabelul cine se racordează la gaze. Trebuie să prezentăm cine se racordează la gaze. Așa. Bun. Am scos tot noi și dumneavoastră puteți să scoateți. Să vedeți costurile. Dacă trece rețeaua pe la poartă, deci Botoșani, comunele astea, costă 15 miliarde. Da. În afară de studiul de fezabilitate, lucrarea, 15 miliarde. Înțelegeți? Dar ei nu pune pe metru liniar de rețea. Pune la fel total pe sat. 15 miliarde plus studiul de fezabilitate se duce în jur de 20 de miliarde. Și îți trece conducta pe la poartă pe investiția primăriei. Ei nu pune nimic. Bun. Ce costuri sunt? Scrie aici 19 metri liniari de extindere. Dă cineva un exemplu. Domnule, 19 metri liniari de extindere. 1200 RON cu finanțarea lui, adică banii care îi dă el. 1800 branșamentul, partea mea. Cât o dat omul respectiv și puteți scoate și dumneavoastră. 30 lei. Scrie așa, 13 lei acordul acces, faptul cât îi branșează. 1200 de lei taxa branșare, 1100 de lei asistența tehnică, 147 de lei montaj contor, avize, certificat de urbanism, EON, CRAP, Telecom, proiect 1400 de lei, avizare MLPAT 200 de lei. Domnule, și am sunat la ei. 100%. Spuneți-mi și mie, în jur de 2000 de euro, pentru că lucrarea trebuie să o execute o firmă autorizată de la cofret, de la cofretul din fața porții, la limita proprietății și până în casă, la aragaz, inclusiv săpăturile din curte, că trebuie să o faci pe oțel,
pe oțel, nu-ți permite aerian, pe oțel din pământ sau, zicem, aerian, tot o firmă autorizată, plus fitingarea, plus manopera pe care o dai. Am făcut un calcul, se duce aproape la 2000 de euro. 2000 de euro înseamnă 90 de milioane în bani vechi. O butelie costă 45 de lei, da? E adevărat sau nu? Da. 450 de mii. 550 de lei. Așa, bun. Haideți să împartem câte butelii scumpe de 90 de milioane. Într-un an de zile dai cam 6 milioane într-un an de zile pentru butelii. Da? Am un calcul aici făcut, o centrală termică. Centrala termică, o aveți, doamnă? Care consumă, scrie așa, depinde și de grade, vrei să stai în casă? Depinde de izolație exterioară, dacă e izolat cu 5 sau izolat cu 10, eliminarea pierderilor prin geamuri termopane și așa mai departe. Deci consum din calculul meu cât ai făcut, scrie 19,5 metri cub, un Vaillant de 24 de kW, așa de că dă, ar consuma 24 de ore dacă ar merge non-stop. Așa, dar dă cineva aici, au spus că, domnule, cred că am centrala defectă pentru că am consumat numai într-o noapte 8 metri cub de gaz. Avem prețul la gaz. Unde, domnule? Așa, se duce până la 2 lei cu tot cu TVA. Prețul la gaz. Până la 2 lei cu tot cu TVA. Și faceți, dacă ai consumat 18-15 metri cub, vedeți dumneavoastră ce sume sunt. Întrebarea mea este așa, să balansez în discuții acest proiect pentru 30 de zile. Și veniți și dumneavoastră cu propuneri publice, puteți să-mi faceți scris, să transmiteți pe adresa de mail. Eu v-am spus cam care ar fi costurile, avantajele și dezavantajele care ar fi. Plus de asta, trebuie să facem reparațiile în urma infrastructurii, pentru că în momentul când ai trecut cu rețeaua de 6 țuri sau de 4 țuri cât stabilește proiectantul, se mai sparge și asfalt și sunt și alte deranjuri făcute. Dar întreb, în ședințele publice pe care le voi face și vă spun dumneavoastră, le voi spune și oamenilor cam cât îi va costa pe dumnealor gazele într-un an de zile. Dar, haideți să ne gândim și în viitor. România, dacă ați observat, nu poate să asigure consumul de lemne în România decât 75% pentru fiecare, pentru întreaga populație. Diferența de 25% se află în comerț la cele firme Schweikofer sau alții, unde merge și toacă exact cum ai tocona și lemnele subțiri cât melesteu. Îl duce acolo și toate pădregaile din păduri. Deci pe parcursul timpului se va întâmpla, nici lemne nu vor mai ajunge. Dacă vreți să mă înțelegeți, pentru lemnele din anul 2018-2019 deja am spus și am vorbit la chestii publice să găsim pe cineva ca dinainte. Acum în primăvară poate să mai ieftinesc sau le mai are în custodii, nu le mai vând. Dar acum se caută foarte mult lemnele. O să vă spun oricine. Și fără TVA, așa se aducă cineva la negru, îi 3 milioane metru cub, spunea o colegă de noastră, Alexandra Buzescu, dacă zâmbim. Da. Deci ne gândim și în partea de altă, că 75% din consumul de lemne din țară îl poate asigura astăzi. Dar conform noului cod silvic care a ieșit, deci va fi și mai greu. Lemnele deci se vor scumpi și mai mult și va fi destul de greu. Deci trebuie să ne gândim și la așa ceva. Sper că m-ați înțeles. Depășesc lucrul acesta. La proiectul de hotărâre cu privire la casa satului, m-am amintit pe parcurs și nu v-am explicat, deci vine 0,7 pe lună. Să nu înțeleagă cineva că din raportul de expertiză iese pe an. 0,7 euro pe lună. Dacă facem transformarea astăzi, conform planul de situație și a cadastrului pe care îl avem, să înțelegeți că vine total suprafață de acolo peste 600 de lei, 6 milioane și nu știu cât. Astăzi vă vorbesc. Dar acolo, în momentul când facem contract și dacă vin doi ofertanți și spun, domnule, luăm în două, să împartem sumele, jumătate la unul, jumătate la celălalt. Despre asta e vorba. Și avem obligația noi, unitatea administrativă, să-i contorizăm separat. Că se ia la ceară. Nu ai cum. Deci am precizat 0,7 euro pe lună. Și ar veni 600 și ceva de lei, conform cadastrului și a suprafeței respective care o ocupă, 600 și ceva de lei pe toată suprafața. Dar se pleacă de la 0,7. Comparativ cu prețurile din zonă, trebuie să facem comparații și prețurile din zonă, cât este chiria. Vă informez că Coop-ul plătește în centrul satului la Cucuieți 1000 de lei. Pentru suprafața care vedeți în centrul satului, 1000 de lei. Nu știu subsol. 1000 de lei.
Da. Dar acolo, plătind 1000 de lei, este în centrul satului. De acolo, unde plătește 1000 de lei, mai ai vreo 3 km până în partea înaltă și știți unde. Depășesc aspectul ăsta, să vă aduc la cunoștință și altceva. Am explicat despre nomenclatorul stradal, am explicat despre canalizare. Vreau să vă informez că de la anul nou și până acum, o parte dintre voastre poate sunteți informați, s-a deschis o linie de finanțare prin POR, proiecte operaționale regionale, să numesc, care stă la baza dezvoltării infrastructurii în învățământ. Vă spuneam și ați dat niște aprobări cu vreo 2 ani în urmă, dar am rămas cu aprobările pentru că a fost o deschis linia de finanțare. S-a deschis linia de finanțare. Proiectele se vor depune până în luna lui aprilie, cel târziu 1 mai, nu pot să vă precizez exact data, ce stă la baza dezvoltării infrastructurii în învățământ. Trebuie să ai un anumit număr de elevi. Noi am trecut școala Dofteana, vom intra, acum suntem în euforia proiectării, au venit deja proiectanță, avem dat în lucru studiu geo, studiu topo, avem cadastru, avem tot ceea ce ne trebuie, dar avem 350 de elevi care ei la ora actuală învață în școala Dofteana, care vedeți corpul A, așa zis. Noi mai punem pe cei din școala nouă, că nu-ți permite legea decât numai aceștia. Și am propus o extindere de clădire acolo, de 550 de metri pătrați suprafață construită și 535 de metri pătrați suprafață utilă, desfășurată este un pic mai multă. O alipim și demolăm centrala termică, inclusiv magazia de lemne din lângă școală, și alipim un corp în formă de L. Dacă noi facem parte din, în baza legii 92, pe 2017, am obținut iarăși masă caldă pentru școala Dofteana la 550 sau până în 600 de elevi, așteptând normele metodologice, care săptămâna trecută participând la o conferință de presă cu ministru, fost ministru al educației, m-ați dat cunoștință, emiterea normelor metodologice în regim de urgență, să putem să trecem la procedura de licitație, pentru că ni s-a alocat 3,2 miliarde anul acesta pentru masa caldă acestor copii. Și am trecut în acest proiect pe impor o bucătărie, o sală cu mesă jos la partier la școala Dofteana Centru, iar sus la etajul 1 și 2 vor veni laboratoare IT, laboratoare de fizică, laboratoare de chimie, tot ceea ce există laborator, să fie cuprinsă în această școală. O să vă aduc la cunoștință la momentul respectiv când va fi nevoie de aprobarea indicatorilor tehnico-economici, întrucât astăzi, de la o zi la alta, așteptăm avizul favorabil a structurii de specialitate urbanism Bacău, întrucât ne verifică aglomerarea de clădiri acolo. Acolo mai facem o grădiniță mare 3+1, suntem obligați să o dăm pe cealaltă jos și să extindem curtea și trebuie să relocăm centrala termică care va încălzi actuala școală care o să o facem, plus cealaltă care este vechi de noi. Asta v-am adus la cunoștința dumneavoastră, ce lucrăm noi la primărie. Pe data de 24, odată cu unirea, am participat la o conferință de presă la Inspectoratul de Învățământ al județului Bacău, unde a fost prezent o echipă ministerială de la Ministerul Învățământului și mi-a dat vestea că ne-a aprobat cererea construirei unei noi grădinițe în satul Cucuieț, acolo unde este și terenul de sport, în partea dreaptă. A fost dată aprobarea prin BERD, deci o va gestiona Ministerul Învățământului și Banca Europeană Română de Dezvoltare va finanța această investiție. Patru săli de grupă. Ați citit în presă, probabil. De județ, așa, e cel mai mare din județ. Mai departe, vreau să vă adun la cunoștință, pentru că nu v-am mai spus, situația Castelului Ghica. Deci situația Castelului Ghica, după cum dumneavoastră ați dat aprobare, am dat 24.000 de lei barou avocatului, nu mi-amintesc, anul 2016, de când suntem la început. Da. Bun. Și să vă spun în ce stadiu se află, pentru că pe rețele de socializare circulă altceva. Eu vă spun doar adevărul, ceea ce scrie aici și vă rog frumos să intrați pe portalul instanță a
Curții de Apel Bacău și o să vedeți dumneavoastră că scrie în felul următor. Declină soluționarea cauzei. Deci noi am depus la contencios administrativ Tribunalul Bacău. Ei au dat-o la o altă secție, spunând că altă secție este competentă. Dar acum au ajuns la Curtea de Apel de pe data de 12.10.2017, deci din octombrie, unde acolo trebuie să primim termen pentru că declinarea competenței și Curtea de Apel este forumul suprem în care ea decide cine va judeca acest proces. Fiind de valoare mare, probabil de durată, dumnealor au competența necesară, Curtea de Apel, să se pronunță pentru acea secție de instanță care va judeca acest proces. Deci, nu cum spun cei de rețele sociale, dosarul e la praf, nu este declarat, se află la Curtea de Apel, unde acolo nu pot să îndepășesc limitele, ci așteptăm un nou termen. Despre asta vorbim cu Castelul Ghica. Despre cetățeanul izraelian, la Viberi, cu retrocedarea de teren din localitatea Lofteana, pot să vă aduc la cunoștință că am pus la dispoziție Comisia de Fond Funciar 1,5 hectare și trebuie să mi-i pune la dispoziție încă un hectar. 1,5 hectare pe vechiul amplasament în conformitate cu legea și un hectar din terenul rezervă a Unității Administrative Teritoriale Dofteană, care noi nu avem diferența de un hectar, în care am pus la dispoziție două terenuri, oferta care am putut să o facem noi cetățeanului izraelian, care este reprezentat printr-un domn din orașul Cârbovna, ne-a refuzat de două ori și la ora actuală Prefectura Județului Bacău, făcând noi mai multe demersuri, a pus mai multe terenuri la dispoziție în baza legii, i-am trimis printr-un domn avocat să-și aleagă un teren care Comisia de Stabilire a Dreptului de Proprietate a Județului Bacău, Prefectura Județului Bacău, poate să îl ofere. Deci nu în localitatea noastră, într-o altă localitate. Rămâne să vedem ce demersuri vor face în continuare, dacă și-a ales un alt teren, pentru că noi nu avem un hectar să mai punem la dispoziție din localitatea noastră. Acel care a fost pus la dispoziție le-au luat pe vechiul amplasament. Le-a luat grădinile tuturor. A venit titlul de proprietate emis de către OCPI. Le-a dat titlul de proprietate respectivului și acum, normal că se duce și intră în posesia terenului sau fi și intrat. Nu știu. Da. Despre asta vorbim. Acum aș vrea să vă ascult pe dumneavoastră ce probleme aveți la capitolul diverse. Eu am făcut o informare. Imediat după ședința de astăzi, vom avea la ora 14:00 ședința de fond funciar. În urmă cu 15 ani de zile, dacă nu mai mult, Comisia de Fond Funciar, la nivel de localitate Dofteana și nu numai, a fost constituită din specialiști, adică un cadastrist, registru agricol, secretar, viceprimar, primar care este și președintele Comisiei, și doi gospodari din localitate, doi cetățeni din localitatea noastră. Amândoi au fost numiți din satul Cucuieț. De 10 ani de când spun un lucru, domnule, să reactualizăm această comisie. Bine, la ora actuală, de ce spun motivul ăsta? La întrunirile noastre, cum a fost atribuirea terenului și stabilirea drepturilor de proprietate de către Comisia de Fond Funciar, nu s-au prezentat de fiecare dată. Participă, bineînțeles, și șeful Comisiei de Târgovna și mai multe persoane. Nu s-au prezentat. O parte s-au prezentat și am stabilit. Oamenii deja au vârstă, deja au demisionat. Iar astăzi, la ora 14, am chemat din toate satele și am format un grup de 30 de oameni sau peste 30, în care își va alege doi reprezentanți și vor fi în Comisia de Fond Funciar. Și vreau să precizez că aceste funcții, aceste două funcții și celelalte toate, care sunt 7 sau 8, nu sunt retribuite. Cândva după Revoluție, probabil erau retribuite. La ora actuală nu sunt retribuite. Iar cineva dintre cei 30 trebuie să propus două persoane ca ei să poată prezenta la fiecare ședință de fond funciar. La ora 14. Bineînțeles, dacă și dumneavoastră vreți să participați, ședința este deschisă și puteți să luați
cuvântul sau dar nu aveți dreptul să fiți aleși. În comisia de conducere. Da. Dacă aveți dumneavoastră. Da, domnule. Aș vrea să spun atenția autorităților locale două probleme, dintre care prima mi se pare foarte gravă și profit de prezența reprezentanților Poliției Locale și a Poliției Naționale. Este vorba despre o fată minoră în vârstă de 15 ani, Avram Mărioara Viorela, elevă în clasa a 6-a B la școala Scarlat Longhin, care a abandonat școala și am înțeles că la momentul actual este undeva prin județul Teleorman, satisfăcând niște ocupații care nu corespund vârstei ei. Discutăm despre un copil minor. Dacă vreți să aflați informații mai multe, puteți lua legătura cu mediatorul școlar, doamna profesor Țifrea Lenuța. Ea cunoaște situația ei. Fata a fost însărcinată la vârsta asta. Am înțeles că a avortat și nu desfășoară activități care să corespundă vârstei ei. Mi se pare un caz deosebit de grav și cred că trebuie adusă în sânul familiei. Noi am fost împreună cu cei de la școală specială. Vă rog, mai... Mai am o singură problemă. Aveți răbdare să spună domnul consilier și domnul... Mai aveam o singură problemă. Am înțeles că doamna viceprimară a mai fost informată. Pe un anumit sector, lămpile stradale se aprind seara la 16:40, când e ziua afară, iar dimineața se sting la 6, când oamenii pleacă la serviciu, că cei care fac naveta. Dacă s-ar putea lua măsuri în acest sens, e vorba de Subosoi, e vorba de strada pe care stau eu, strada Inimosul, pe Doftenița de la Maranata până la Moț și la Seaca până la Supripor, până Supripor la Mare. Ce am identificat eu. Aseară am văzut, azi v-am transmis. Da, altceva. Atât. Da, domnule Deacon. Eu vă dau răspunsul imediat. Uitați despre ce este vorba. Cu privire la domnișoara asta, Avram, o avem în baza de date la asistența socială. De mai multe ori, poliția locală, împreună cu cei de la asistența socială, s-au deplasat la domiciliul dumneai. Mama dumneai, la ora actuală, cred că săptămâna trecută, era internată în spital. Fata nu era acasă, dar o singură dată a fost găsită pe stradă. I s-a adus la cunoștință să vină la școală, să nu mai abandoneze școala și a avut un singur răspuns. Dacă nu mă lăsați, mă sinucid. Despre asta vorbim. Bun. A doua problemă, ne-a sesizat în scris mediatorul școlar, iarăși am făcut verificări, ne-am dus la dumneavoastră acasă, maică să fiind în spital, avem toată documentația necesară, faptul că am informat-o, i-am înștiințat în scris, le-am făcut anchetă socială, avem consemnat punctul ei de vedere la domnișoara asta, pentru că noi cunoaștem familia destul de clar, are o soră inclusiv în satul Larga, care are grad de handicap al lui Gheorghiță ăsta, citarul, așa, știm situația, dar nu putem să mergem la Teleorman, în momentul în care avem și o adresă acolo unde ajunge, de o persoană de acest fel care practică ce-o fi practicând dumneaei la vârsta ei, nu stă într-un singur loc, stă prin gară. Noi am făcut demersurile necesare, poliția rurală știe despre ce este vorba și sunt aici și poate să vă și confirm. Deci datele care le avem la ora actuală, acestea sunt care vă le spun eu. Ni s-a confirmat și a spus celor de la asistență socială, dacă nu o lăsăm în pace pentru că ea nu vrea să mai meargă la școală, dumneavoastră a spus destul de clar, e o situație destul de gravă. Dar noi am făcut ceea ce ne-a stat în putință, am informat asistența socială, am informat poliția și nu este prima care a mai făcut situații de felul ăsta în Dofteana, dar dacă ne-a amenințat cu sinuciderea, vă rog să înțelegeți, vedeți ce se întâmplă pe toate posturile televiziunii, în calitate de primar și dumneavoastră cadru didactic, trebuie să ne comportăm de așa natură că dacă a făcut o situație de asta neplăcută, astăzi vă mai informa cineva cu situația de asta, făcut o situație de asta neplăcută, suntem direct răspunzători. Acest copil când va apărea în localitate, noi dacă ducem și facem un examen psihologic, când vine de acolo nu știe unde se duce. Pentru că eu știu și situația tatălui ei, că tot așa ceva a făcut, tot așa ceva, un frate, și trebuie să avem un comportament de așa natură, dar eu cred că trebuie să fie internată într-un spital,
specialiștii se vor pronunța cu privire la un diagnostic și o să-i prescrie probabil o rețetă sau niște medicamente de așa natură să poată să-i calmeze spiritele. A doua problemă cu privire la lămpile stradare care o aduceți dumneavoastră la cunoștință, dumneavoastră a spus astăzi, dar dumneavoastră a sesizat ieri, aseară, da. S-a întâmplat ceva. S-a luat curentul și s-a resetat. E posibil să fi luat curentul și s-a resetat, am mai avut cazuri de felul ăsta, lămpile astea stradale de timp nou care le-am pus noi, am mai avut niște cazuri la domnul Țiflea, două acolo, care eu le-am sesizat, înțelegeți, că trebuia să sune altcineva, nu? Așa? Nu neapărat să venim ședința Consiliului Local, trebuie să te sună. Și eu am sesizat și le-am schimbat. Înțelegi? Fără să mă uit pe camerele la mine. Le-am văzut. Două zile am amendat. Nu, o săptămână. Da? Să stângea după jumătate de oră. Vedeam dimineața. Tot din ceas trebuie să am. Da. Bun. I-am informat pe cei care asigură servisul și am informat pe cei care le avem în garanție. Nu ne-a costat nimic, am schimbat două luni, le-am dat jos, am făcut dovadă faptul că ele sunt defecte, dar aici nu. Aici s-a întâmplat și altceva. Și pe Ștefan Vodă vă mai informez că avem și o persoană acolo care se ocupă de dereglarea lor. Înțelegeți dumneavoastră? Deci o am identificată mai demult, adus la cunoștință tot de oameni, că îl vede tot timpul pe la tablou pe acolo, normal, că probabil vrea să facă un lucru bun, zis el, dar uite că nu se dereglează. Astăzi, în cursul zilei de astăzi, da, s-o spart el lacăt. În cursul zilei de astăzi, le-o reglează sau se reglează. Dar vă rog, când sesizați asemenea lucruri, atunci și pe loc sunați. Sunați fără probleme, pentru ca să putem rezolva. Seară, într-adevăr, în zona nominalizată de domnul consilier, s-a aprins iluminatul la 5 și 10. Deși lămpile erau setate să se aprindă seara la 15:35, iar dimineața se stingă la 7. 17:35. Da, 17:35. Vă rog să sesizați atunci cât se poate de regulă. Altcineva? Am stabilit lucrurile. În satul Cucuieț, la Sarată, deci podul fiind podețul, fiind lemn și apoi a pus balastru pe un pistel, au putrezit și s-au lăsat în jos. Deci... Ce-o putrezit? Lemnul de podel. Sub podețul. Deci el a fost de lemn când a fost acut. Ne rugăm la Dumnezeu să treacă iarna mai repede, la ora că nu putem face prea multe. Adică să ducem să facem o cărpeală ceva. Dar ceva deci până... Grosele mari asta... sau eventual să intrăm într-o reabilitare cu podul respectiv, da, cum l-am făcut mai jos la vecinii de acolo. Da, ceva trebuie făcut, a început să lese și asta. Mai departe. Domnul primar, eu vreau să vă aduc la cunoștință. Am trecut săptămâna trecută pe lângă parcul nou de acolo. Nu știu dacă am trecut sau nu mai trecut cineva pe săptămâna trecută, chiar pe 24. Sâmbătă, nu am fost acolo. A dus cineva două, trei mașini din demolări, dacă a văzut bolțari. De pământ. Sunt 36 de sași de cărămidă. E plin acum. Și i-am văzut. Da. De atunci. Eu am dat în grijă a poliției. Adică... Deci s-o identifică. Eu ajung iar la camere. Vine, vine din larga, cu dubă de culoare albă. Da? Vine cu dubă de culoare albă, din larga. O încercați ducă până la capătul parcului, ducă la groapa din urmă, văzând... Nu a ajuns, e zăpada mare, nu cu zăpada. Zăpada e mare și e dat acolo jos. Dat drumul acolo, da. Suntem în identificare. Până la urmă, puneam bombe excavatorul cu două cupii, duceam la groapa din urmă, că nu prezintă un pericol. De ce să facem noi, în urma lui, să facem curat? Nu, nu, face poliția. Dacă nu-i depistează, să faci poliția. Că noi de-aia pădim. Dar acum, nu știu, eu ajung iar la cameră la vedere. Sunt camere acolo, probabil nu e ușor de... Deci o dubă, am coborât trei persoane din dubă. Eu descărcat, eu cărat acolo. Deci pe data 24 trebuie era... să identifici numărul autovehicul respectiv, decât prin informațiile pe care o să le obțină poliția și cei care vor să ne ajute. Da. E chiar lângă Perculeț, acolo și... Am fost duminică acolo, am fost și sâmbătă. Individuală 24 era pus, am trecut de pe 24, era deja. Da. Da. Bine, mai departe. Aș vrea să vă cer acordul dumneavoastră și colegilor consilieri. Se termină programul, vin părinții la școală, aș vrea, dacă îmi dați voi... Bine, dar la capitolul diverse nu este obligator să rămâneți, dacă dumneavoastră plecați, nu, dar deci, eu știu ce sunt. A, pui bine, în momentul. Da, mai departe, altcineva, dacă. Domnul Cremar, pe voi sunt ulița la acolo și la... E nevoie de puțin balastru, chiar greu se urcă, se... S-a... Adăți, spune-mi, doamna vicepriima, ne-am săturat să spune și unde ne pante, în care ne-au apă, apă, că peste tot vine. Exact. Acum o amestecăm cu ce? O amestecăm cu un uloi. Când va fi încheiat, vedeți, dumne, poate săptămâna viitoare minge sau cu... Tot ce posibil, da. Când se vor termina, atunci. Am înțeles. Da. Dacă nu mai aveți altceva de ridicat, vă mulțumesc pentru prezență.